și cu Andrei. Eu nu cred că iubita mea Alexandra mă înșală cu cel mai bun prieten al meu, fix cu Andrei. Stai mă, stai așa, poate mă înșel eu. Deci, o să-i chem azi pe amândoi aici în casă și o să-i las singuri. Să văd eu ce relații se formează așa între ei și ca să fiu sigur dacă mă înșală. Hai că așa fac. Mamă, fă ceva de mâncare că vine Nurul acasă și băiatul cu care probabil mă înșală. Hai, dracu ei. Ok, hai să-i contactăm pe amândoi pe celular, Alexandra, Andrei. Aoleu, mă sună! Aoleu! Da, iubirea mea, da? Da! Alo, ce faci? Mă epilez pentru tine, ca să fiu fină pe unde pui mâna. Da. Încerc să pui pe Dorian Popa, da. Nu contează, hai la mine, 10 minute. Da. Aoleu, hai că vin acum. Aoleu, hai că vin acum, pa. Hai, pa. Ce bine să ai două telefoane. Alexandru. Ok, până vin ăștia doi, eu trebuie să vorbesc cu mama și cu mamaie. Sunt cele mai competente, da, trebuie să mă ajute cineva. Hai să dăm drumul. Mama, câte cafele ai băut azi? Unesc doi cactuși. Am văzut eu la una pe Facebook că i-am unit și a făcut niște cactuși așa frumoși, dar nu mai știu exact cum trebuie unea aia. Da, fii atent că am o propunere. Bine, trebuie să mă ajuți. Alexandra cred că mă înșală cu Andrei și o să-i chem aici acasă și trebuie să-i las singur, că mama o să-i spioneze. Tădică trebuie să mă strigi, să strigi pe mine. Cătăline, să facem nu știu ce activități. Ai înțeles? Deci eu, practic, trebuie să țip la tine, nu? Dracu, mă descurc destul de bine, zic eu. Hai, pleacă, dracu, la cica-n dreabă. Mult succes acolo la corcit cactus. Ok, acum unde dracu-i mamaie? Ai, mă, eu nu cred că ai intrat iau în beci. Mamaie! Ce dracu-i, mă, dăzbier că am bezmeticul pe-n casă? Că te aude și Lenuța de la 3. Ce-ai? Ce-ți veni? Mamaie, am o vagă impresie că Alexandra mă înșală cu Andrei. Măi, ți-am spus că am văzut ceva atracție între ăia doi. Cred că sunt concubini. Cred că te înșală, Alexandra. Am nevoie de ajutorul tale, că știu că ești cea mai bună în domeniu. Trebuie să-i spionezi, că eu o să-i las singur pe aici până casă, că o să mă cere mama, am vorbit și cu ea, și te zic că trebuie să-i spionezi. Să vedem ce fac ea acolo când rămân singuri. Te bagi? Păi cum să nu te ajute mama aia pe tine? Fii atent, eu îi spionez că sunt cea mai bună dracu în domeniu, dar luna viitoare nu mai cer niciun ban în pensie, gata! Mă duc cu Lenuța la salon. Aolo, sper că merită efortul! Gata, bate palma! Acum că am terminat de negociat, lasă-mă că mă duc la răcoare. Bă, dar disperat ești, mă, ce dracu, făceam și eu ceva productiv! Tu crezi că asta se întreține cu urzici? Ce dracu? Gata, iubirea mea, a venit într-o suflare. Andrei, ce faci aici? Dar ce se întâmplă în parastas? Îți place? Îți place, Alexandru, că e și Andrei? Te face fericită? Ție, Andrei, îți place că a venit și Alexandra? Cum vă simțiți împreună? Ce dracu are, mă, ăsta? A băut gaz? Ce-ai, mă, ai luat space? Ce dracu ai? Ce dracu aveți, mă, glumeam și eu cu voi. V-am chemat să mai facem și noi activități, să mai petrecem timp împreună. Eu cu tine ca iubiți și eu cu tine ca cei mai buni prieteni. Da, să mai petrecem și noi timp împreună. Mă, ok atunci, vrei să ne jucăm cărți? Nu știu, Macao, Război, Popa Prostu. Eu mă gândeam să ne jucăm de-a săritul caprei. Pot să fiu eu capra? Hai să ne jucăm adevăr sau provocare. Vreți? Adevărat! Ia! Mă, dar cum dracul strig eu pe ăsta acum? Să fie ceva gen...
Cătălin... Cătăline? Cătăline! Alexandru, e adevărat că mă... Cătălin! Vin acum! Mă cheamă mama, trebuie să mă duc, că mi-a promis că mă ajută, că o ajut cu niște treabă. Voi jucați-vă aici în continuare! Hai mă, mamă, serios! Cătăline, când dracu m-ai strigat delica așa? Atâta poți? E, căcat, m-am panicat, dracu, n-am mai fost actriță până acum. Dar să știi că mă descurc destul de bine. Și ce mai faci? Ce dracu, mâncare și vasele, fără mine v-ar mânca viermi. Trebuie să fac conversație, că mama îi spionează pe aia doi acum. Ai terminat vasele? Vezi că ți-a ieșit un coș aici. Scârbos. Hai! Hai zic tine măgare, că ieri am fost la tratament. Cum să-mi apară coșuri? Mă, da, boschetarul ăla ne-a chemat pe noi aici ca să se ducă să-și facă treburile cu măsa. Fiar măsa, dracu. Nu știu, Alexandru, fii atent, eu cred că ăsta a luat ceva înainte și cred că vrea să ne dea și nouă. Ok, Andrei, hai să ne jucăm noi. E adevărat că îți rozi unghiile de la picioare? În primul rând, e un plus pentru mine, pentru că nu dau banii pe unghiere, plus că s-ar putea să fie și infectate cu cine știe ce boli. Și în al doilea rând, e și o pasiune. Rândul tău, adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc să-ți rozi unghiile de la picioare. Eu provoci pe măta, că nu fac eu așa ceva. Scârbosul dracului care ești. Rândul tău, boschetoare, adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc să nu-ți mai rozi dracu unghiile de la picioare, că să mor eu dacă nu ești un scârbos. Anexuta asta ce face, mă, paci? Mă, mama e, mă! Te împiedicași toată! Ți-ai de capul meu, asta iar a uitat să-și pună proteza. Mama e, ce-ai? Făceam un pic de ordine pe aici, că e dezastru, în casa asta. Hai că vă las. Bă, am auzit o bubuitură, ce s-a întâmplat? Alexandru, ai căzut în brațele lui Andrei? Șchioapa de măta mare, nu știu ce dracu făcu pacii, că se împiedică toată. Dar fugi în beci după aia. Da, nu știu ce să zic în legătură cu asta. Eu încă o văd acolo. Da. Nu, că așa mai face ea, face curățenie, nu știu ce dracu face pe acolo. Da. Haideți, mă, lăsați dracu baba aia. Ce facem? Ne mai jucăm și noi sau ce facem aici? Că nu înțeleg. Mă, Alexandru, Andrei, o să vă spun drept și pe doi. Eu cred că voi doi sunteți concubini și că mă înșel, Alexandru, cu Andrei. Eu cred că tu ești și prost. Doamne, ia mă, ce mi-au putut urechile să audă. Mă, Cătăline, tu e sunătos la cap, cum să-ți fac eu așa ceva? Da, mă, Alexandru, dar mamaie mie mi-a spus că a văzut altceva. Și plus că am văzut și o tensiunile dintre voi doi. Doamne, ia mă, Cătăline, păi și tu asculti pe stafidita aia. Fii atent că-ți povestesc eu cum a fost toată treaba. Andrei era la baie, era cu capul în mașina de spălat. Uite, așa era. Practic, mă înțepenisem acolo. Taci, mă, dracu, de-n gură, că eu povestesc acum. Așa, el fiind în poziția asta, uite așa, eu m-am dat în spate și l-am tras la mine ca să-l scot de mașină. Ok, am înțeles faza pe care a văzut-o mamaie. E chioară și n-a văzut bine. Dar cum îmi explicați voi mie tensiunea dintre voi doi? Că hai să nu mâncăm căcat, că e ceva. Mă, dar tu ești și prost, mă, nu ca altceva. Păi nu știi, mă, că așa sunt eu educat, că femeile e viața mea? Asta nu înseamnă că mă dau la Alexandra. Asta înseamnă că sunt politicos cu ea. Și că așa am fost eu educat. Să respect toate femeile.
Numai sună, dar nu mă respectă și pe mine. Doamne, ia mă, stai liniștit, iubirea mea, că eu nu văd pe altul în fața ochilor în afară de tine. Asta fiind clarificate, eu mă duc acasă că am o pistie de făcut. Stai mă liniștit, Cătăline, că eu pe soră ta o văd în fața ochilor, nu pe Alexandra. Alexandra e gărgica ta. Hai că plec și eu, că am treabă. O să mă fac Dorian. Băi, mă bucur super mult că ați venit și că am clarificat totul. Chiar mă bucur. Hai, pa! Hai, dragul de proști. Doamne, ia-mă, Alexandru. Era cât pe ce să afle. Doamne, ferește, Andrei. Trebuie să fim mai atenți data viitoare. Hai că eu mă duc. Te pup.